Diabetul zaharat de tip 2, considerat până acum o boală ireversibilă, poate fi vindecat pe cale chirurgicală. Intervenția se realizează laparoscopic în zona intestinului subțire, ale cărui capete vor fi interpoziționate. În acest fel, mecanismele care determină rezistența la insulină sunt eliminate, iar metabolismul este reglat. La scurt timp după intervenție, valorile glicemiei revin la normal, iar pacientul va putea să renunțe treptat la medicamente și la restricțiile alimentare. Aproape 90% dintre pacienții diabetici au diabet zaharat tip 2, o boală metabolică ce are implicații majore asupra stilului de viață. Cu un nivel ridicat al glicemiei în sânge pentru un timp îndelungat, acești bolnavi sunt expuși complicațiilor la nivelul ochilor, inimii, vaselor de sânge, nervilor și rinichilor. O intervenție chirurgicală de interpoziție ileală, procedură care se realizează la nivelul tractului gastrointestinal, este salvarea acestor pacienți. Este o boală grea care afectează tot corpul, afectează organele. Am avut cazuri foarte multe care am văzut acum 10 ani de zile. A avut probleme cu degete, cu picioarele care a fost tăiat. Operația aceasta se face peste 15 ani de zile. Se numește interpoziție ileală. Foarte multe persoane în ultima vreme încurcă cu micșorare de stomac. Nu are nicio legătură. Interpoziție ileal. Se face două feluri, laparoscopic sau robotic. Dinea Georgel este unul dintre cei peste 1000 de pacienți care au trecut prin această intervenție. A fost diagnosticat cu diabet zaharat de tip 2 în septembrie 2003 și timp de 10 ani a luat tratament medicamentos. După aceea a fost nevoit să treacă pe insulină, așa că în 2020 a decis să se opereze. Pot să spun o operație gen ampeticită și cam așa simțită durerea. Dar după 3 zile ești ca nou născut. Recuperarea cât a durat? În jur de 12 zile. Cu totul. Adică mă refer în sensul să poți merge capabil, să poți să iei un copil de mână după 12 zile. Spune că viața i s-a schimbat complet și a slăbit semnificativ, dar cel mai important, valorile glicemiei au revenit la normal. A renunțat la insulină și medicamente, iar regimul alimentar este acum mult mai permisiv. Păi ținând cont că aveam 104 kg în timpul operației, înainte să mă operez, acum având 72, e o schimbare majoră după operație. În primul rând, a fost un regim de primele 3 luni, dar nu foarte drastic, după care am revenit normal. Asta a fost una din schimbări. Iar schimbarea este, nu aș putea să spun în cuvinte, este maxim. Adică de la oboseală a dispărut, un somn liniștit, o viață relaxată, multe, multe alte care în urmă cu 15 ani dispărusem, uitasem ce înseamnă o viață relaxată. Operația se efectuează în Turcia după o analiză detaliată a dosarului medical. Dacă pacientul primește acordul, se deplasează la o clinică din Istanbul, unde trece din nou printr-o serie de investigații și prin procedura propriu-zisă, dacă este recomandată. Operația aceasta se face numai pentru tip 2 și vârsta între 30 și 70 de ani am avut noi pacienți. Noi cerem niște analize. După analizele acestea, cerem părere medicilor, cazul în care spitalele din Turcia, dacă spune că da, este candidat, chemăm în Turcia. Facem iar niște analize, verificăm dacă valorile este ok pentru operație, facem operație. Operația durează în jur de 3 ore, 3 ore jumate. Pacientul ținem în Turcia în jur de 9 sau 10 zile. 3 zile sau 4 zile rămână în spital, restul 3-4 zile hotel, după aia ducem România. Ulterior, valorile glicemiei vor continua să fie monitorizate timp de o lună și jumătate. După alte 4-5 luni, viața pacientului revine la normal, iar complicațiile asociate diabetului vor fi înlăturate. Pacienții, după orice operație, trebuie să aibă grijă. Orice operație care trimitem, spunem, trebuie să aveți grijă de mâncare, alimentare, una altă. Diabetul, aceeași chestie.
noi, cine face o operație, o lună de zile dăm un regim. După o lună de zile schimbăm. A doua lună este un alt regim. O perioadă, 6 luni de zile, trebuie să aibă grijă. După 6 luni de zile, toate valorile o să vină normal, pacientul o să fie un om normal. O să mănâncă exact cum a zis și domnul Dine. O să mănâncă totul normal. Deci nu punem niciun interzis după o operație. Asta lumea trebuie să știe. Adică nu o să ține toată viața un regim. Nu. Decât 6 luni de zile. O să aibă grijă. Atât. În funcție de tipul intervenției, laparoscopică sau robotică, întreaga procedură costă între 7.500 și 9.500 de euro.